Bună ziua, când mi-am auzit la profesoare, când mi-am auzit la matematică. Clasa? A? Și șapte. Da. A cinci. Exercițiu șapte, da? Da. Șapte de la pagina 124. Șapte de la 124. Câte cincini sunt în? Câte cincini? Câte? Cincini. Cincimea înseamnă 1 pe 5. Câte cincini? Adică așa scrie. Câte cincini? Sunt. Dacă vreți în cuvinte, scrie cincini. Nu, câte cincini cinci sunt în? Da. Interesant era dacă știau ei. Așa, sunt da. În. A, un întreg. În? Un întreg, da. Un. B, trei întregi. Da, în trei. Și C în cinci. Câte cincini sunt în unu? Într-un întreg. Într-un întreg. Cinci. Sigur că da. Că cincimea înseamnă că întregul acela a fost împărțit în cinci. Și un întreg înseamnă cinci pe cinci? Sigur că da. Un întreg, așa scriem, da? Iată cum o dată. Un întreg egal cu cinci pe cinci. Sau egal cu trei pe trei. Sau egal cu 7 pe 7. Da? Și așa mai departe. Deci un întreg, asta înseamnă. Adică 5 părți la 5. 5 părți la 5. 3 părți la 3. 3 părți la 3. Și acum dacă întreb, într-un întreg, câte 5? Adică de asta, de la amintitor. 5? 5. Asta îți spune câte 5 sunt. Într-un întreg, câte 3 sunt? 3. 3. Într-un întreg, câte 7? Asta îți spune. Numărătoră. Numărătoră spune numărul loc de șeptim sau de trăim. Pentru că eu zic așa, 7 ori 1 pe 7. Că aici pot să spun în loc de 7, 7 ori 1. Și ori șeptim a apărut și atunci se spune 7 șeptim, spune. Da? Dar în 3 întregi. Sigur că dacă într-un singur întreg sunt 5, în fiecare întreg câte 5 în 5, în total vor fi câte 15, da? Deci într-un întreg sunt aici, cum am zis, 5 cinci răspunsuri, da? 5 ori 1 pe 5. Ca să înțelegi mai bine, uite de David. Davide, am împărțit întregul, în câte îl împărțim? În 5, 1, 2, 3, 4, 5. Și clar că avem, asta e o cincime, de a cincea parte din tot întregul, și numărul segmentelor acestora care se repete cincime sunt număr de 5. Da? Clar. Bun. Altceva. Aici te-am zis? 15. 15. 5. Dar aici? 25. 25 de 5. Perfect. Ce înțelegi tu prin 3 pe 7? 3 pe 7. Ce înțelegi tu? 3. 3 pe 7. Adică 3 sferturi? Nu. Adică împart un segment în 7 și după aia tai 3 bucăți. 3 șeptime, adică. Asta trebuie să-ți răspunzi. Când am zis, ce înțelegi tu prin 3 supra 7? Înțeleg 3 șeptimi. Da? Cât i-ar mai trebui lui 3 șeptimi ca să ajungă la un întreg? Încă 4. Încă 4. Deci 3 șeptimi și cu 4 șeptimi, iată că fac 7 șeptimi. 7 pe 7, care fac cum? Da? Cât i-ar mai trebui darea lui 2 noimi? Până la 2 noimi, până a ajunge la 2 întregi. Pentru a ajunge la 2 întregi, da. Păi ar mai trebui, ca să ajung la un întreg, ar trebui 7. Și ca să ajung la 2, ar trebui să fie 16 pe 16, da? 16. Deci, plus 16 noimi. Da? Deci 2 noimi și cu 16 noimi fac cât acum? Aici. Da, bine, te rog să-l spui. Da, deci eu.
18 noi, care înseamnă 2 întregi. 18 părți la 9, 2. Deci, practic, imediat te-ai gândit că 2 întregi înseamnă 18 și pe 9. Ești făcut invers. Da? Daria. 2 întregi înseamnă 18 părți la 9. Și tu cum aveai până la 18, aveai 2, îți mulțumim la 16. Deci așa faci repede. Uite, lui 3 șeptim, cât îi mai trebuie, cât îi mai trebuie pentru a ajunge la 3 întregi? Lui 3 șeptim, câte șeptime îi mai trebuie pentru a ajunge la 3 întregi? Și cu 18, fac 21, 21 pe 7, fac 3 întregi. Am înțeles acum. Abia acum, da. E clar, ieșiți acestea sunt o banalitate acum, da? Bun. Mergem mai departe. Terminăm tema și pe aceea lucrăm. Da? Mai da. Am exercițiu la tema. Da. 20 la pagina 125. 20 la 125. Determinați numele naturale X pentru care sunt definite fracțiile. Determinați X. Pentru care sunt definite fracțiile. Pentru care sunt definite fracțiile. Definite fracțiile. Oare o bătate asta? Adică nu sunt definite fracțiile. Adică pentru care pot vorbi de o fracție. Când ați vorbit de fracție și chiar în clasa a patra, spunea, fracția are rost dacă numitorul e diferit de zero. Fracția este o împărțire. Da? Frația este o împărțire. Și împărțirea la 0 nu are rost. Adică 0 pe... Nu 0. 3 pe 0. 0 n-are niciun sens. N-are niciun sens pentru că nu poți să împarți pe 3 la nimeni. Cum să împarți pe 3 la nimeni? Deci nu se poate vorba. Așa da. 18 sub X. O secundă, da, mai bine. Uite, ca să aibă rost 7 supra X, să aibă rost 7 supra X, are sens dacă X-ul să fie cel puțin 1, da? 1, 2, 3, 7, cum îi numeam numele naturale. Deci X-ul nu fie 0. X-ul diferit de 0. Deci există fracția 7 pe X, dacă și numai dacă X-ul diferit de 0. Crezi și voi așa, uitați-mă. Da? Deci există fracția asta, stau de vorbă cu ea. Da? Stau de vorbă cu ea, dacă X-ul e diferit de 0. Și facem acum de lucru. Deci, da. Totdeauna. Dar dacă îți dau fracția asta, 3 supra x minus 5. Dar nici poate fi 6. Nu, dar puțin, există fracția aia. Când există? Este mai mic sau egal decât 7. Nu, mai mic sau egal decât 7. Și mai mare. Mai mare sau egal decât 7. Poate cuvinte, x n-are voie să fie cine nu are voie să fie X-ul? 5. Deci asta trebuie să spun. Există, hai să spun, există fracția 5 supra 3 supra x, 3 supra x minus 5, dacă și nu mai, dacă stai de vorbă, dacă nu, orice x îți place, dar 5 nu, dacă mă dacă x diferit de 5, asta este esențial. Vedeți, cum asta înseamnă, sunt definite fracțiile. Așa, adică are rost să stai de vorbă cu ea, numai dacă x-ul e diferit de 5, asta înseamnă că e definită fracția. Și ești tu tocmai asta care te scoate, așa ceva. Exact. Ia să vedem. 18 supra x minus 3. 18 supra x minus 3. Da. Pe rând. Da. Deci există fracția asta, dacă și numai dacă. Există această fracție, dacă și numai dacă x, x nu poate să fie x egal de a de 3. X dacă și numai dacă x diferit de 3. De 3. Acum pe rând. 1 supra x plus 1. 1 supra x plus 1. Există fracția asta. Da. Și numai dacă x este diferit de nimic. De nimic. Tot timpul este. Există fracția asta, e diferent ce x cu ea. 0, 1, 2, 3, 7, 9. Da? Dacă ar fost x minus 1, n-ar fi avut voie să fie 1. Da. Dar așa x plus 1. Deci orice x ar fi. Deci există fracția asta, dar oricare ar fi, iată așa scrie,
Oricare ar fi este simbol, oricare ar fi X natural. Indiferent ce X pui acolo, tot timpul are rost fracția. Nu mai ai ce motiv de supărare. Da? Nu am niciun motiv de supărare. 35 supra X. 35 supra X. Aici X trebuie să fie diferit de 0. Da? Deci există fracția. Există această fracție, numai de fracție. Dacă și numai dacă X diferit de 0. 24 supra 12 minus X. 24 supra 12 minus X. Zidane. X este diferit de 2. Așa, există deci fracția asta. Dacă și numai dacă, X diferit de 12. Îți mai dai eu un alt, te rog. Deci, hai să spunem așa. Fracția 3 supra 5X minus 10. Această fracție este pozitivă dacă X trebuie să fie diferit de 3. De 2? De 2. 5 ori 10. 10 minus 10, dar 10. Deci există asta, dacă și numai. Dacă X este diferit de 2. Deci X trebuie să fie diferit de 2. Vă zic un mare, da? Da. 17 supra 2X minus 2. Supra 2X minus 2. Există fracția asta. Există această fracție numai și numai dacă. Dacă și numai dacă. Dacă și numai dacă, X nu poate să fie 1. Așa, X diferit de 1. X diferit de 1. Dacă e 1, 2 ori 1, 2, minus 2, fac 0. 57 supra X pe lângă, X minus 1. Există fracția asta, dacă și numai dacă. X este diferit de 0. 0 odată. Odată. Și mai este una. De 1. Așa. Și diferit de 1. Și 0. Și e mare pericol dacă e 1. Când vine 0, oriceva face 0. Și dacă X e 0, iar și dacă. Deci așa zice, X aparține numerelor naturale în afară de elementele. Uite cum se scrie, David. Da, minus, cum știu, dar minus, știm scăderea a două mulțimi, nu? Că am făcut o operație pe mulțimi. Poate să fie orice număr natural, mai puțin, cine este dat? 0 și 1. 0 și 1. 0 și 1. Ăsta le-am dat după. Că asta mă supără. 0 și 1. 19 supra, x cu 7 pe lângă, x minus 2. X minus 2. Există asta. Această fracție este dacă și numai dacă x este mai este diferit de 0. De 0? De 0 nu, de 2. De 2? De 2 și de 2. Și de 2, adică aici e de amplitat. Aici e plus. Deci n-ai nicio supărare aici. Da. Cu alte cuvinte, există fracția asta, dar și mai dat de X diferit de 2, dar un singur element are. Pentru David. Dar stați, acestea nu se înmulțesc în rele? Ce? Asta se înmulțesc. Păi da, și... Da, eu nu stric asta, că îmi place așa. La mulțire, cât ori cât fac 0 la mulțire? Păi rând fiecare cu șansă să fie 0. Și dacă asta nu poate să fie 0, atunci rămâne numai asta să fie 0. Și acum vreau să-i dau lui David. David, te rog. 5 supra X minus 1 pe lângă X minus 2 pe lângă X minus 3. Când există fracția? X este numai de 3. X este diferit de 3. Numai de 3? Da. De ce? Pentru că, de exemplu, la chiar diferit de 1, 2 și 3. Așa, de 1, 2 și 3. Da? X diferit de 1, 2 și 3. Mă gândeam că mi-ai dat un răspuns de ăsta de mei, n-aveam aer, un răspuns foarte tare. X mai mare ca 4, mai mare egal decât 4. Dacă te dai X mai mare egal decât 4, era perfect în cadrul. Dar pe de pe 0, că X are voie să fie și 0 aici. Da, dar... Da? Cel mai corect este să-mi dai așa răspunsul, dacă și numai dacă, X aparține lui mulțimea numărilor naturale, minus mulțimea formată din elementele. Cine există?
1, 2, 3 și 3. Atât. 1, 2 și 3. Suntem foarte... S-a terminat tema, acum puteți să... Da. Deci am... Vrei dat niște exemple așa și eu am aici exemple frumoase. Păi, hai să ne ducem... Poate mai aici, da? Da. Ne ducem acolo. Ai înțeles asta cu unul? Deci, practic, la întrebarea asta, ce facem ca să existe o fracție, ne interesăm să nu cumva să fie zero. Nu are cum adică în sufletul vostru. Ori de câte ori dăm o fracție, zice, stai să o dudă. Există riscul să fie zero. E să văd ce fac acolo. Deci nu are voie să fie X-ul zero. Asta trebuie să fie clară pentru toată lumea. Numitorul. Da, numitorul să nu fie zero ca să existe fracția. Asta trebuie să mă asigur. Da. Zicem. Avem așa, exercițiu, de exemplu, 13, de la pagina 125. 13 de la 125. Scrie fracțiile care au amic. Scrie fracțiile care au amic. Numitorul pătrat perfect de două cifre și numărătorul cu 7 mai mic decât acesta. Deci, pare sofisticat, da? Hai să vedem. Deci, numitorul pătrat perfect de două cifre. Adică să vedem care sunt pătrate. Numitorul pătrat perfect de două cifre. Primul ar fi pătrat perfect. Primul pătrat perfect de două cifre. Dar ce înseamnă numitorul? Eu știu, știu, nu știu. Numitorul e doar care numește. Numitorul e cel de jos și de cel de jos. Deci numitorul este ăsta de jos. Numărătorul este ăsta de sus. Ia să vedem. Primul pătrat perfect, David, de două cifre. 4 la 2. Adică tu trebuie să spui 16. 16. Deci 16 până. Da? 16. Următorul pătrat perfect. Da, da. Da, 25 așa. 25. Următorul pătrat perfect. 36. Apoi. 49. Apoi. Următorul. 64. 81. Și acesta este ultima. Așa, 81 și iată că ne-am apropiat. Acum citesc din nou. Scrie fracțiile care au numitorul pătrat perfect de două cifre și numărătorul cu 7 mai mic decât acesta. A, păi atunci trebuie să facem 16 minus 7, 25. Sigur că da. Păi de-aia fracțiile. Adică 9 pe 16. Adică 9 pe 16, aici cât? 25 minus 7 cât fac. 25 minus 7, 200 de 18. 18. Aici, David. 29. Acolo, aici. Acolo, la 49. 42. 49, 42. Apoi. La 64, David. Minus 7. 64 minus 7. 57. Da, 7. 57. Apoi, 73. 73. 73 plus 7, 74. 74. Bun. Așa. Și acum mă întreb, sunt fracțiile astea, că mai multe lucruri de spus, sunt fracțiile astea supraunitare sau subunitare? Prima fracție este subunitară. Prima. De ce ai spus că e subunitare? Pentru că numărătorul... Ce înseamnă subunitare? Adică când... Mai mic decât da. Unul, nu? Dacă nu face, cât ar fi trebuit să facă ca să fie echiunitare? La fel să fie și sus și jos. 16. 16. Atunci este echiunitară. Dacă e mai mare ăsta de jos, deci subunitară, da? Subunitară. Și dar asta cum este? Asta poate să subunitară. Întrebare. Sunt ele... Ireductibile. Ireductibile? Adică sunt simplificabile? Nu, să vedem. Să vedem. No, 16 nu. De ce? 42 la 49. Păi 42, 49? Da. Da, prin 7. Prin 7, corect. Sigur că da. Deci asta ar fi simplificat prin 7. 9 și 16, nu 18, 25. Și ar face cât ar fi? 6 pe 7. Ce am spus el? Să nu vedem în fața ochilor vreodată vreo fracție reductibilă, că nu mai și restul sunt ireductibile. Și toate sunt ireductibile pentru că
ce vă spuneam, că ne uităm la cel mai mic, nouă, pe cine l-are televizor? Pe 3, pe 3. Dar ăsta nu l-are pe 3. Și gata, am plecat. 18, pe cine l-avea televizor? Pe 9. 9. De 25, numai pe 5. 29. Vedea pe 3. Nu, 29 e prim. Da, 29 e număr prim. Eventual, s-ar putea plăti pe 36 la 29, dar nu se poate. Aici am văzut-o, 57. E număr prim. 57 e număr prim? Nu cred. Nu, se parte la 3. Se parte la 5 cu 7 la 12. Da. Deci se parte la 3. Dar nu știu, 64 se parte poate la 3, nu? Asta, 64 nu se parte. Deci fiindcă se parte la 3, căutăm divizorul acela, dar cum mai este și jos. Și atunci îmi pare foarte rău. Și 70. Și 57 dacă îl împărțim la 3, cât face? Să vedem. Dacă îl împărțim la 3, o să dea... 3 ori, nu? 19. Da? 19. Și acum întreb, oare 19 cel de-al doilea divizor o fi aici? 64. 64 sunt 4 anul. Deci vedeți ce fac. La cel mai mic, controlez repede divizorii. Și 57 se scrie ca fiind, cât am zis noi, 3 ori 19 mai, nu? Și 3 ori 2, 19 nu, se vede, și atunci, abia atunci spun că este ireductibilă. La 74 pe 81. Păi 74 s-a împărțit la 2, da. Și la 4, da. Dar da. 81 nu se împarte la 4. Deci 81 ar fi puterea lui 3. Și al 2. E 9-9, 3 la 4 chiar. 3 la 4 și sus n-are pe 3 și gata. Deci vedeți, joc și aici, în funcție de cum vine mai ușor. Asta era pentru A. Acum pentru B. Da. Numitorul 10 și numărătorul de o cifră impară. Numitorul 10. Numitorul 10. Ăla de jos. Deci numitorul să fie 10. Și numărătorul o cifră impară. Păi 1, 3, 5, 7, 9. Deci 1. 3. 10. 5 pe 10. 7 pe 10. Și 9 pe 10. Și 9 pe 10. Și eu nu sunt obișnuit să mă uit decât la, numai la frațiile ireductibile. 5 și 10. 5 cu 10, care este egal cu cine asta? 1 pe 2 pe 2. 1 pe 2. Mai degrabă la urmă, deci nu stau de vorbă, tot timpul ochiul meu trebuie să fugă după chestia asta. Toate frațiile se așeze cu ireductibile. Mai departe. Ce? Numărătorul de forma x2 barat. X2 barat. Unde? Numărătorul, da. Da, numărătorul. Vreau să spun numărătorul. X2 barat. Așa. Unde X2 barat se divide cu 3. Deci, știm despre asta. Deci știm că aici asta se divide la 3. Și numitorul cu 5 mai mare decât acesta. 5 plus X. Cu 5 mai mare decât acesta. Acum trebuie să găsim pe ăștia toți. Deci numărătorii trebuie să-i găsim și numai la părinii numitorii. Deci punem așa fracțiile. Uitați-vă așa. Nu știu câte fracții vreau să le pune pe ceva. X2 să se divide la 3. Păi poate să fie X, poate să fie 1. Poate. Sper că 2 plus 1 fac 3. 12. Da, 12. Perfect, 12. Apoi, termină cu numărătorii. După poate să fie 4. Dar X-ul poate fi 2? 22 nu se divide la 3. Nu. La 3 și 2? 3 plus 2 nu. Nu, 3 plus 2 fac. 3 plus 2 fac 5. 3 și 2 nu. Dar 3 plus 2 fac 5. X poate să fie 4. X poate să fie 4. 42, 4 și cu 2 e 6. Foarte bine. Nu, îți întrebam dacă 3 și 2 se face la 3. Nu că... Am înțeles, da. Deci mama vrea să mergem să măturăm așa. Exact. X-ul e 1. 12 a fost bine. X-ul e 2. 32, 32, nu, 42, gata, a zis, așa, 52 nu-i bun, 62 nu-i bun, 7. De ce 52 nu-i bun? De ce? Păi 52 dă 7. Asta, 5 că 2 fac 7. 62 nu-i bun, că dă 8, 7. 72. 72, că 72 fac 69.
92. Este tot exact. Și la numitor există cu 5 mai mult. Adică o să fie 12 pe 17, 42 pe 47, 47. 77. Bravo. Întrebare. Să vedem dacă sunt ireductibile toate. Păi 12 se împarte la 2 și la 6 și celelalte se împarte. Și 17 număr prim. 42 nu se împarte, se împarte la 2, la 47 e număr prim. 47 e număr prim, are divizor. 72 și 77. Dar 77 e prim? 77 e prim, se împarte la 11 și la 7. Da, 7 și 11. Și celălalt nu, așa că... Și celălalt nu, nici 7, nici 11 se fie sănătăt. Deci acestea sunt ireductibile. Da? Ireduc. Bun. Exercițiu 14, de la pagina 125. 14, de la 125. Determinați toate fracțiile de forma 1x barat. De forma 1x barat. Supra. Barat. Supra 3y barat. Unde x diferit de y. Așa, mai precizăm. X diferit de Y. X-ul diferit de Y. Da, unde 1X barat și 3Y barat sunt prime între ele. Având calitatea că 1X barat și 3Y barat, 3Y barat sunt prime între ele. Așa, și cel mai mare divizor comun este 1. Al lor este 1, asta înseamnă sunt prime între ele. Dați-mi exemple de două numere prime între ele, care nu au alt divizor decât de 1. 3. Ăsta e 2. Două numere, ca să vorbesc de prime între ele. 11 și? Și 31. 11 și? Și? Nu, 31. 11 și 31, dar le luat pe prime și fiecare în parte. Tu zici așa, că 11 și 31 sunt între ele, de acord. Dar pe... 2 și 3. 2 și 3, sigur că da. 2 și 3 sunt prime între ele. 2 și 5. 2 și 5. D'acord? 2 și 5. 2 și 7. 2 și 7. Poți continua așa la infinit. Chiar, chiar îți mai spui. 2 și 9. Nu 2 și 9, 2 și 11. Stai 5. Da. Deci e 7. 8, 9, 9, 9, 10, 11. Ia să vedem. 8 și 10. Sunt prime între ele? De ce? De ce? Au vreun divizor în afară de 1? Da. Pe cine? Pe 2. Comun. Asta e. Deci 8 și 10 egal cu 2. Cel mai mare divizor al columna lor este 2, care e diferit de 1. Da, și pe aia la 1. Atunci nu sunt prime între ele. Ați înțeles ce înseamnă prime între ele? Deci asta am vrut să insist. Prime adică am vrut să aduc ce mai mare numai de control. Păi... Deci numai pe 1 care divizor. Da. Atunci mai puțin am fi 2 și 11, 2 și 13... Foarte mult, dar nu numai 2 și... 8 și 11. Da. 8 și... 18. Da? Găsim foarte multe perechi de numere care se înseamnă că sunt prime între ele. Întrebare aici. Ce X și ce Y să punem noi? X diferit de Y. X-ul diferit de Y, încât ce rezultă să fie prime între ele? Păi, dar putem să punem 1. X1. X1. Deci X1. Și Y. A, Y nu voie. Y n-ai voie. Y. Și n-ai voie. Y7. 7. Y7 și X1. Bun. Dar ca să măturăm bine problema, aș pleca cu x-ul 0. Deci toate fracțiile. Toate fracțiile. Deci dacă e x-ul 0, atunci și vine 10. Și y-ul să fie 1. Apoi, poate mai găsesc. Ia să zic așa. Deci pentru x egal cu 0, rezultă că apare perechea 10. 10. Și? Și? Ia să vedem. X egal cu 0. Y.
Așa, și y egal cu 1. Adică și aici și una ar fi o primă pereche. Și apoi ar fi, da. Da, altă pereche. Apoi ar mai fi x-ul 0, adică 10 păi și 39. 10 și? 37. Și 37, bună. 37, nu. Hai să-i luăm pe hai, 32. 2, bună. Nu. Nu, care avea de 33, nu. Deci, am bat 30. Da, nu are 11. Păi, 10 are în comun pe 11. Deci, bun, și 33. Vedeți? Mă doar tot. Deci, 33. Asta e. 33. Apoi, să vedem. Da, vedeți. 33 are prin 3 ori 11. Dar nu are 10, 3, da, să fie divizor focul. 10 și 36. Ia să vedem. După asta ar fi 10 și 6. 34 nu pentru că are pe 2, 35 are pe 5, dar 36 are pe 6. 36? Care e bun? Ba nu, care are și pe 2. Are pe 2. Și dacă are pe 2, are 10 pe 2. 37. 37. Așa. 37. 38 nu pentru că are pe 2 și 39. 10 și 39. Iată cum acum am găsit fracțiile pentru situația asta cu x egal cu 0. Care sunt fracțiile toate posibile? Sunt 10 pe 31. 10 pe 31. Apoi 10 pe 33. 10 pe 33. Apoi 10 pe 37. Da. Și 10 pe 39. 10 pe 39. De 10 pe 31, 10 pe 33, 10 pe 37 și 10 pe 37. Și acum... Și acum se dă un nu? Și mergem cu x egal cu 1. Și atunci asta e prima coeficient. Prima coeficient. 11 și 30. Deci primul număr ar fi 11. Și 30. Și 30. E bine, nu? Dar să nu punem pereche așa cum așa. Hai să devăm așa de aici. Da. Deci, 11 și 30. Apoi, poate fi 11 și 31. Păi, poate fi 31 dacă există diferite indicii. Că se împartă în două... 31 de indicii. Nu poate să fie... 32. 32. Ia să vedem 32. Bun. 33 poate să fie pentru... 11 și cât? 34. 34. Dacă îi pui pe toate care nu sunt... 34, la 36. Da, la 35. La 36. 35 se poate. 5 ori 7, 35. Deci 11 și număr prim, câte vreme exact. Este prim, treaba merge foarte el bine. El se poate numai la 33. Da? Deci ar veni 11 și cât ai spus? 35. 11 și 35. 11 și 36, 11 și 37, 11 și 38, 11 și 39. Și atunci fracțiile sunt 11 supra 30, da? Adăugăm 11 supra 31. 11 supra 34, 11 supra 35, 11 supra 36. Da. 11 supra 37, 11 supra 38 și 11 supra 39 și atât. Acum mergem cu x egal cu cine? X egal cu cam multe, nu? Sunt atât, așa. De toate, așa de toate. Așa, da. Ieșiți-o. X egal cu 2. X egal cu 2. Și atunci avem? 31. Am avea 12 și cu... 12 și 31. 31. Este bine, da? Da. Da. 12 și 31 îl sprijin. Profesor, când, de exemplu, când ne uităm să luăm așa, că să spunem că cifra când a fost 1, am avut mai multe pare. Când am avut la final, ultimele, 30, 32, au fost toate pare. Când am luat pe 1, au fost mai multe impare. Și când am luat pe 2, erau și impare. Deci așteptați să fie impare, că de asta e impare de așa. Și are pe 2. Deci 12 și 30 și câte? 33.
3 și 3? Da, pentru că are dat 19 și 12 nu are. Da. 3 și 3 cât vine? Nu, eu cred că se parte la 3! Și 3 ori și 12 se parte. Deci 3 și 5. Păi și 4 merge? Nu, 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 pare 2. Căutăm mai în pare. El observa foarte bine. 35. 35, da? 35. Bun. Apoi 12 și 37. 12 și 37. Apoi 12 și 39. Și 39, da? Da, dar nu, nu e greșit. 39 nu e bun, că se poate împarte la 3. De ce l-ați scris? Păi eu deja, voi ați declarat că nu scris. Da? Bun. Și acum care sunt fracțiile? 12 pe 31. 12 pe 31. 12 pe 35. 12 pe 37. 12 pe 37. Și în sfârșit, hai să mergem mai departe, să zicem cine? X egal cu 3. X egal cu... O să avem foarte mult de tot până la 9. Până la 9 trebuie să mergem. Până la 9, da. Da. Deci, dar din ce în ce se mânciurează? Să sperăm să fie mai puțin de aici. Da. Acum, tu ai prins o chestie frumoasă, că dacă îi pară, dincolo îi pară, și avem o... A terminat? Nu. Deci, a terminat pentru X egal cu? 3. X egal cu 3. Eu te mă la toate. O să fie 13. Ba nu, pentru că poți fi și câteva din pară. 13 și? 13 și 30. Și 30? 30. Nu, greșit. De ce? Sunt 13 nu. 13 nu mă prind. Asta e. 13 și 31. Așa. 13 și 32. Corect. Doamna profesor, pot să le punem, putem să le punem pe toate în afară de 39. Așa e. E 13 prim și... 13 de 26 și 39. Și putem să le punem pe toate în afară de 39. Exact. Deci 13 și 33, 13 și 34, 13 și 35. Așa încât am să adaug la momentul acesta și fracțiile următoare. 13 și 30. 13 pe 30. 13 pe 31. 13 pe 32. 13 pe 33, 13 pe 34, 13 pe 35, 13 pe 36, 13 pe 37, 13 pe 38 și atât. Da. Da, da? Nu. X egal cu 4. X egal cu 4. Dacă ne-ai dat problema asta, ce să fac? Așa, X egal cu 4. Hai să vedem. Ce frumos, să mai... Mama, dacă am ajuns la 4. Să vedem. Pentru X egal cu 4, ce număr am? 30. A, da, 14. 14? Logic, mereu puteai zice. Așa. 46 și 30. Nu, că îmi pare am doua la 2. Îmi dau 2 ori. 31. 31, da. Îi merge observația ta, e șarte cauța, da? Da. Am corect. Logică. Deci, hai să zic deodată, 13, nu 13, 14. 14 și 31. Apoi. 33. Și 33. Da. 14 și 35. Da. Și astea în 35 merge? Da. Nu, ba da, ba nu, lăsați. Ba nu, că se pare la 7. Asta-i. Nu-i bun. Deci, atenție mult, nu? Okay. Deci 35, nu? Da. 37. A, dar nu mai faceți pe grupe? Mă duc așa că... Da, pentru că e prea mult. Da. 14. 30. Poate mergeți de 39. 39? Se parte am două. Nu se parte am două. Merge. Merge. 39. Apoi. 15. 15. Wow. 15. Pe 31. 31. 15.
15 pe 31, 15 pe 32. 32, 15. Nu, profesor, putem să le punem pe toate, putem să le punem pe toate, în afară de 30 și 35. Da. La 33 acum. Ba, da, merge. Merge în 33? Nu se bate la 3? Și 15 și 33? Ba, da! Dinții multe! 30 15 și 35. Deci, stați cu ochiul întotdeauna pe divizorul lui 15. 35. 35. Și pe ce trebuie să-i avem grijă? 15 pe 34. Da. 15 pe 30 și... 6. 6 nu merge. Nu merge 6. La 3? 37. 37. 15 pe 38. Da. Da, merge. Și 15 pe 39 nu mai merge. 15 pe 39 nu. Și ne-am oprit. Să mergem acum cu 16. 16 pe 16 pe 39. Ba nu, nu merge. De ce nu? Pentru că se pare... Pe 30 nu merge, dar pe 31 de ce? Aha, da, corect. Merge. Sigur că da. 31. 16 pe 32. Nu merge. 16 pe 33. Pe 33. Bun. 16 pe... 16 pe 35. Dar pe 34 de ce nu? Pentru că la care? Pe 2. Și pe 12 pe 4. Bun. Da. Deci, de acum, văzând că ăsta are pe 2, merge numai cu numele impare. 35. Da. 35. 35. Dar nu se poate numai. 35. Cât? 5 ori 7. 5 ori 7. Da. 16 pe 37. Impare. Da. 16 pe 39. Și atât. Deci acum am luat 7. Am făcut o pagină, super. 17 pe 30. 17 pe 30. Acum avem. A lăsat puțin din profesor de acum. Da. 17 pe 31. Așa. Așa. 17 pe... Nu am primare puține. Nu? 17 pe 32. Că 17 și numai prim. 20, stați, 21 și cât de 17 ori? Bă, nu stai. 17, 17 ori de cât facem? 34. 34. Le punem pe toate în afară de 34. Ai ieșit 37, eu ai zis, nu puteți să-l puneți, pentru că 77 n-ai voie, ești niște regei. Da, e adevărat. Vezi? Deci și așa este lucrul. Păi înseamnă că am adus internul să fătezi din că n-am scris același număr. Păi eu zic că am fost atenți. N-am scris, n-am scris. Ba da, la... Ba da, uite, 33. N-am fost atenți. Bun, 13 pe 33. Oh. N-am fost atenți. La rest a fost. Ok, 17 pe 33. Pe 33. 17 pe 35. Da. 17 pe 36, 17 pe 38 și 17 pe 39. Acum 18. Hai cu puțin mai mult. Da. 18 pe? 18 pe 31. 18 pe 33. 35. Se parte la 35. Dacă este prin 19, înseamnă nu merge 38 și nici 39. Deci 19 pe 30, 19 pe 30, 19 pe 31, 19 pe 33, 19 pe 34, 19 pe 35, 19 pe 36, 19 pe 37 și am terminat. Nu mă mai pune să fac din astea, că nu le mai fac. Da, 19. 19 pe 36 n-am pus? Mai am pus.
Nu l-a fost el. Ai 6, 37. Și gata. Și 39. Ei, cred că în acest exercițiu ați înțeles foarte bine ce înseamnă două legături dintre ele. Deci exercițiul ăsta făcut v-a condus spre ideea că tot timpul ce înseamnă două numere prime între ele să nu aibă un alt divizor în afară de unul. Nu contează, e foarte fain. Un exercițiu la care ați învățat foarte multe. Sigur, criteriul de vizibilitate a fost o repetiție. E foarte importantă. Păi facem lucru, că avem timp, nu avem nimic că de clasa mea. Este. Dar nu vine asta, da? Nu, mai ușor. 15 de la pagina 125. Acum am avea trebuit să duci la mijloc. Da. Da. Ei, nu a ajuns eu. Mai face de unul scurt. Da. Scurt, lung. Determinat, ce s-a face de mulțimii numerele naturale? E în Julian Selar. Deci determinat. 15. 15. Determinat toți X-ii care aparțin lui Ion. Oare ce înseamnă asta? Adică X inferi de 0. Mai puțin 0. Mai puțin 0. Deci, multe numere naturale, mai puțin 0. Deci egal cu toate numerele naturale, fără 0. Astfel încât 18 supra X să fie număr natural. 18 supra X să fie număr natural. Sunt număr natural. Deci sunt parte exact. Nu? Exact. 1. X poate să fie 1, adică 18 supra. Deci 18 supra 1. X poate fi. X poate fi 1. 2. 2. 4. Dar 3. 3 și 3. 3. Sunt parte 9. Și 3, desigur. 4 merge. Nu, 4 merge. 4, 5, nu, 6. 6. 18 pe 7, nu, 8, nu, 9. 9. 9. 6. 3 și 18. Și 8. Acum chiar am vorbat de toți divizorii lui 18. Ce să mai vorbim? Toți divizorii lui 18, da? Deci vreau să spun că uitați divizorii lui 18. Zice, vedeți când fracția este numărul natural. Și dacă eu vă dau așa, când găsiți să se determine mulțimea mare din toți acei X numere naturale cu proprietatea că 18 supra X plus 2 este număr natural. Dar atunci făceam, înseamnă că era mai puțin, era 3, era... Cine 3? X-ul 3? X-ul o să fie... Dacă le avem, le luăm pe toate care, adică... X poate fi 1. Da. 1? X, da, poate fi 1. Dar X poate să fie 1. A, mai am zis. Iau, domnul meu, dar zis mulțumim în naturale, n-ați zis niciodată. X egal cu X, X poate să fie 0, 1, 2, nu? 2, 3, 4. 4 plus 4, da. 4, apoi 7 și 16. Bun, bun. Dar eu aș fi făcut așa. Deci, dacă ar fost cu mai mare expresie asta și mi-am venit greu să fac așa cum o să observa voi deodată, aș fi zis așa, 18 supra x plus 2 este număr natural, dacă și numai dacă, dacă și numai dacă, x plus 2 ăsta este un divizor al lui 18. Dacă și mai dacă, x plus 2, aparține divizorul lui 18. Da, 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 x plus 2 aparține mulțimii divizorului 18. Adică, cine sunt divizorii 18? Nu ești de sus. 1, 2. Adică cine? Mulțimea? 1, 2, 3, 4, 6, 6, 9 și 8. 9 și 8. 6 pe rând. X plus 2 egal cu 1. Poate? Nu. Nu. X plus 2 e egal cu 2. X plus 2 e egal cu cine? Cu 2. Cu cine egal cu 2? Cu 2 care se poate, deoarece o să fie X egal cu 0. X plus 2 egal cu 1? 0. 2. De unde rezultă X egal cu 0? 0. X plus 2 egal cu 3, unde rezultă X egal cu 1. X plus 2 este egal cu 6, de unde rezultă X este egal cu 4.
așa. X plus 2 egal cu 9, de unde rezultă X egal cu 7. X plus 2 egal cu 18, de unde rezultă X egal cu 16. X egal cu? 16. Deci, iată că X aparține în ținutul tabelelor 0, 1, 4, 7 și 16. 0, 1, 4, 7 și 16. Da? Aceasta este mulțimea tuturor X-urilor pe care am colocat aici. Da. Să ne dați like, share, dați like. Hai să vedem sinteza ori, ce da. Lucru am întâlnit. Da. Sinteza. Am făcut operații, operații cu frații, ne reprimem pe ele. Divizor, criterii de divizibilitate. Fracții reductibile. Ireductibile. Ireductibile. De fapt, toate fracțiile care am căutat în exercițiul anterior sunt ireductibile. Exact. Că nu aveam niciun divizor. Tocmai. Da? Fracții reductibile, când A pe B, A pe B, ireductibile, ne permite să scrim așa, dacă și numai dacă, A, B, cel mai mare divizor comun al lui A și B este 1. Adică sunt prime trei. Sunt prime trei ele. Da? Dacă sunt prime și noi, am văzut acolo o sumă de fracții. Da. Deci dacă sunt prime între ele, adică exact cum am spus mai devreme, să se întâmple, să nu aibă niciun alt divizor decât pe 1. Mai Miruna a venit. Dar unde e? Vine și azi. Vine și azi, da. Mă gândeam că nu vine astăzi. Ia să vedem, cât e ceasul? Ești 33. Și 33. Ne oprim aici. Să nu uitați să dați share și să vă abonați la domnul profesor. La revedere! La revedere! Acum vine, la revedere!